Salutare dragii mei, bine v-am găsit la un nou video. A sosit formidabilă cameră. Asta e cutia în care a fost ambalată, cu sticlă. Aici e puțin fisurată și nu-mi place. O să fac o reclamație și la celor de la... Auzi, la celor. O să fac reclamație la Flanco, pentru că mi-a trimis asta, o să le și fac poză și le pun un mail. Aici este camera, bineînțeles că ea este intactă, nu e problemă. Acum să vedem cum reușesc eu să o desfac cu o mână. Asta și că bine desfac așa. Bun. Oricum, camera trebuie desfăcută, acesta este numai de formă. Trebuie să vă desfac, mă rog. Ia, hai să-i dăm un pic drumul, să vedem dacă funcționează sau e descărcată. De aici parcă-i dau drumul. Cred că e descărcată. Mai mult ca sigur, de cât timp stă la ei în magazin. Sigur e descărcată, să punem așa ușor. Aici câteva manuale pentru cameră. Vedem ce mai avem aici în cutie. Undita mai e manualul. Manual de utilizare, niște stickere, din nou manuale, astea o să mă uit peste ele, eu am obiceiul să mă uit peste manuale la produsele care le cumpăr. Manual. Și acum ar trebui să fie accesoriile. Da. Este încărcătorul, adică cablu de date, o lentilă pentru obiectiv, un suport de prindere, bateria, pe de aia nu se aprindea pentru că bateria văd că e scoasă. Ia să vedem ce baterie are. De 1160, destul de micuță. Încă asta e suport de prindere curbat. Așa. Și aici suporturi pentru deprindere fixă. Și cam atâta. Puține. Foarte puține monturi de instalare. Camera, o vedeți aici. O să cumpăr chiar acum de pe internet, o să mai comand un suport de prindere pe cap, pentru că mă interesează pe mine, și unul de prindere pe mână. Eu vă las. Am făcut un mic unboxing pentru GoPro Hero 4 și următoarele videoclipuri de pe canal
vor fi cu această minunată cameră. Eu vă salut, grijă de voi și ne revedem la următoarele episoade. Ciao!